Iar președintele Ucrainei vrea să folosească orice ocazie pentru a sta de vorbă cu Vladimir Putin. Dacă aceste încercări vor da greș, ar însemna că suntem în al treilea război mondial, spune Zelensky. Săptămâna viitoare, la summitul NATO de la Bruxelles, liderii celor 30 de state membre vor decide ce măsuri va lua alianța dacă Ucraina va ceda în fața Rusiei. Premierul polonez a cerut deja Uniunii Europene să interzică total comerțul cu Rusia, iar Ucraina a solicitat din nou închiderea spațiului aerian. Pe de altă parte, ministrul chinez de externe a declarat că țara sa nu va accepta presiuni externe în cazul Ucrainei. Pe frontul diplomatic, ministrul de externe al Turciei, stat care și-a asumat rolul de mediator între Rusia și Ucraina, spune că Moscova și Kievul se apropie de un consens la negocieri în ceea ce privește dezarmarea și neutralitatea Ucrainei. Rămân în dispută independența regiunilor separatiste și anexarea Crimeei. So I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, possibility of talking to Putin. But if these attempts fail, that would mean that this is a third world war. Într-un discurs virulent, premierul britanic Boris Johnson a subliniat că Rusia reprezintă un pericol nu doar pentru Ucraina, ci și pentru celelalte state din estul Europei. A victorious Putin will not stop in Ukraine, and the end of freedom in Ukraine will mean the extinction of any hope of freedom in Georgia and then Moldova. It will mean the beginning of a new age of intimidation across the whole of Eastern Europe, from the Baltic to the Black Sea. And if Putin succeeds in crushing Ukraine, it will be the green light for autocrats everywhere, in the Middle East, in the Far East. Occidentul nu trebuie să facă greșeala de a normaliza relațiile cu președintele rus după încheierea păcii, a insistat șeful guvernului de la Londra. Boris Johnson nu a evitat nici ironiile la adresa liderului de la Kremlin. He didn't really believe the semi-mystical guff. He wrote about the origins of the Russian people, that you read it, Nostradamus meets Russian Wikipedia. I think that wasn't what it was about. I think he was frightened of Ukraine for an entirely different reason. He was frightened of Ukraine because in Ukraine they have a free press and in Ukraine they have free elections. După ce aleșii din statele Baltice au votat unanim în favoarea trimiterii unei misiuni de menținere a păcii în Ucraina, oficialii de la Kiev au reluat apelurile către Occident pentru a închide spațiul aerian. Parliaments of free Baltic states Latvia, Lithuania and Estonia see last week a great example of what members of parliaments could do. You can call on your governments to create non-flying zone over Ukraine. O decizie ar putea fi luată la reuniunea extraordinară a NATO de la Bruxelles de săptămâna viitoare. La summit va fi discutat un nou pachet de sancțiuni pentru Rusia, dar și ce soluții are alianța în cazul în care Ucraina cedează în fața asaltului Rusiei. Președintele american Biden va fi prezent la reuniunea NATO și va participa și la o sesiune specială a Consiliului Europei și la o reuniune G7. Din mijlocul Kievului bombardat, fostul președinte ucrainean Petro Poroshenko l-a invitat pe liderul american să vină în vizită. Why don't he can visit Kiev next week as a symbol of our solidarity? That would be extremely right step for demonstration the whole world is together with us against Russia. My request is please help us to save the world. Help us to save Europe. Help us to save you. Iar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, susține că occidentalii sunt de vină că Ucraina nu acceptă mai repede condițiile Moscovei. Чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно минимальными. Pe de altă parte, Serviciul de Spionaj al Armatei Ucrainene susține că elitele de la Moscova ar pune la cale înlăturarea de la putere a lui Vladimir Putin pentru a relua legăturile economice cu Occidentul, potrivit unei publicații ucrainene. Iar principalul rival al lui Putin ar fi chiar șeful serviciului secret rus FSB, Alexander Bortnikov.